Programate a fi finalizate până de sărbătorile pascale, curățenia și igienizarea în piața centrală au fost oprite temporar. Vreme de la finele săptămânii trecute nu a ținut cu echipele de muncitori, astfel încât activitatea va fi reluată după Paște, încât comerțul să se desfășoare în această perioadă cât mai bine. În această săptămână am rugat să fie asistate toate lucrările de curățenie și igienizare, mă refer văruit reparații, pentru că va fi o săptămână foarte aglomerată. Va fi săptămâna dinaintea sărbătorilor pascale, piața va fi foarte aglomerată și nu vrem să-i deranjăm nici pe cei care au de vândut și acum îi ținta lor să facă o vânzare și să-și producă niște bănuți, și nici pe cumpărătorii care sigur vin să se aprovizioneze. Tot imediat după sărbătorile pascale, firma care a câștigat licitația pentru construirea parcării etajate va relua lucrările. Imediat ce vor trece sărbătorile, vom continua cu igienizarea și curățenia ca în fiecare primăvară, iar de pe 15 aprilie vor începe lucrările și la parcarea. Curățenia în piața centrală și în hala centrală se face periodic în primăvară și toamnă, pentru ca și condițiile oferite comercianților să fie cât mai bune, ceea ce va duce la o siguranță achiziției produselor de către cumpărători.